Soarele a strălucit în voie duminică în prima zi de Paște și nici ziua de luni nu a fost mai diferită din punct de vedere termic, cu temperaturi care au depășit 20 de grade Celsius. Ulterior, vremea s-a răcit în toate regiunile țării. Astăzi, la Giurgiu, temperatura maximă abia a atins 15 grade, iar cerul a fost mai mult noros. La fel va fi și miercuri, cu excepția a 2-3 grade în plus în termometre. Cerul va fi acoperit, vom avea șanse de precipitații slabe, după care se va degaja, respectiv zilele de miercuri, joi vom ajunge la o temperatură maximă de 25 de grade Celsius, minima nopții va fi de 9-10 grade, iar pentru weekend, noaptea de sâmbătă, vor fi precipitații. Weekendul viitor va fi unul răcoros, se vor semnala averse pe arii extinse, iar vântul va sufla cu putere. De altfel, vântul puternic este o caracteristică a lunii aprilie, deoarece în această perioadă are loc schimbul maselor de aer rece cu cele mai calde, care presupune și saltul termic de primăvară.